Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Greva profesorilor a afectat și școlile din Valea Jiului. Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din municipiul Petroșeni și-a sărbătorit duminică hramul și dezastru într-un bloc din municipiul Vulcan, unde apartamentele sunt vandalizate. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Băncile școlilor din Valea Jiului au fost astăzi goale. Elevii au rămas acasă, iar profesorii și angajații din sistemul de învățământ au intrat în grevă generală, așteptând o soluție din partea guvernului. Printre mesajele principale transmise în decursul grevei profesorilor se numără faptul că se dorește un salariu decent, precum și respectarea legilor în învățământ și educație. Ieri au fost negocieri la guvern. Din păcate, mesajul premierului a fost total incoerent. Și ca exprimare, și din punct de vedere al conținutului, al ofertei, deci e jenant pentru noi, n-am înțeles nimic din acel mesaj, din perspectiva ofertei, nu s-a oferit nimic. Lucruri incoerente, nu poți să dai debutanților care să-i depășească pe cei cu vechime mai mare. Nu poți să vii să spui că oferi aplicarea anexei 8, este vorba de anexa 8 la legea salarizării, când acea anexă este obligatorie. Pentru ascultătorii dumneavoastră, asta ar însemna 100 de lei la persoană nedidactic, bani pe care ei trebuiau să-i primească deja de la 1 ianuarie. Deci nu poți să vii cu asemenea ofertă jenantă. Și nimic pentru ceilalți. Că va fi la vară, că se va negocia legea salarizării, absolut nimic. Deci total nepregătit a venit și domnul premier Ciucă, și domnul președinte PSD Ciolacu, și ministrul educației, și ministrul de finanțe. Dacă chiar vor să oprească greva, dacă vor să facă ceva pentru educație, atunci trebuiau să vină cu o ofertă concretă. Ca atare, astăzi a fost grevă generală în România. În județul Hunedoara, participarea la grevă a fost masivă. 5216 oameni, personal din învățământ, au participat la acțiunea de protest în absolut toate școlile din județ. În mare parte din școli nu au intrat elevi. Au mai fost și situații în care unii colegi nu au aderat la grevă. Probabil că ei sunt foarte mulțumiți cu salariile și cu condițiile care sunt în momentul de față în învățământ, dar nu vrem să discutăm despre ei în momentul de față. Până la această oră, luni, nu s-a mai întâmplat nimic. Nu mai există nicio ofertă, nicio ofertă de negocieri. Ca atare și mâine va fi grevă. Ca atare și mâine recomandăm și cerem înțelegerea elevilor și a părinților să stea acasă. Revendicările sunt aceleași. Respectați legea, alocați educației suma care se cuvine, suma alocată prin lege, prevăzută prin lege. Și mai departe putem discuta și de celelalte revendicări, dar asta este cea principală. Respectați legea. Nu tratați învățământul cu indiferență. Nu veniți cu propuneri incoerente. Nu faceți încă o dovadă a incompetenței voastre de până acum. Incompetență care a fost demonstrată în timp și care ieri a fost încă o dată redemonstrată la negocierile de la Patul Victoria. Această grevă a profesorilor este ultima din ultimii 18 ani, fiind o acțiune care a avut loc după negocieri ale sindicaliștilor cu reprezentanții guvernului. Mai mult decât atât, în spațiul public a fost anunțat și faptul că dacă guvernul nu va veni cu o rezolvare, profesorii sunt pregătiți ca, în paralel cu greva generală, să iasă și în stradă. Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din municipiul Petroșani și-a sărbătorit duminică hramul. Ca de obicei, momârlanii au fost cei care au pregătit tradiționala agapă. Predica a fost ținută în curtea Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din Petroșani de către arhimandritul Gherontie Ciupe, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei. La mulți ani tuturor celor care poartă numele de Constantin sau Elena și să le urmăm credința și să punem nume copiilor, să punem nume de sfinți și ale sfinților împărați Constantin și Elena, care sunt ocrotitorii bisericii, dar și alte nume de sfinți, pentru că atunci când pronunți numele copilului sau al omului mare, când îl strigi pe nume, având și nume de sfânt, pomenești totodată și numele sfântului respectiv. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! După slujbă, oamenii au avut ocazia să guste din mâncărurile sfințite de preot, cu specific momârlănesc pregătite în ceaun pe foc de lemne. Cu varză, cu ciorbă de oaie și păsat cu brânză. E o mâncare tradițională din moș strămoș. Ingredientele care sunt tradiționale, care sunt specifice, verze, este
varză cum îi zicem noi, curechi și varză. E așa acră și dulce. Se amestecă la carne, e carnea de oaie tocată, de oaie, și numai de oaie, din ingrediente se bagă piper, foi de dafin, cimbru, mărar, naștea. Și la păsat e făcut din porumb și brânză. Fiind o zi de mare însemnătate creștină, un număr mare de persoane au decis să vină la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. Astăzi suntem aici prezenți deoarece este hramul bisericii noastre, de Constantin și Elena, se sărbătorește acest hram. Acum, după slujbă, este nedeia, care e masa servită tradițional. Pentru că sărbătorim praznicul acestei sfinte biserici, și anume sărbătoarea Constantin și Elena, Sfinților Împărați Constantin și Elena. Mă bucur foarte mult că au ajuns la un comun acord să facă acest praznic, pentru că foarte multe lume vine aici și ne bucurăm oarecum că mai avem ocazia să îmbrăcăm acest minunat postum. În primul rând vreau să încep așa, să mulțumim lui Dumnezeu că suntem sănătoși. În al doilea rând, pentru timpul ăsta frumos care ne-l-a dat. Și suntem azi aici cu ocazia hramului Sfinților Împărați Constantin și Elena. E o sărbătoare pentru noi deosebită, pentru că are trei componente. În primul rând e cinstirea bisericii noastre, Constantin și Elena. E cinstirea morților care nu mai sunt aici, care au fost aici pe pământul ăsta și care au fost înoriași aici. Și a noastră care trăim și suntem în ziua de astăzi aici, care suntem pentru biserică. Vreau să mulțumesc preoților care se implică pentru a face și a purta tradiția asta, că dacă sprezi tradiția, sper și credința, în primul rând. Și cu ocazia asta aș vrea să felicit tot preoții din Valea Julii care se implică pentru tradițiile astea, cum începând de la Cimpa până la Câmpul Neang. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră că ați fost prezenți aici și promovați. Uite ce tineri avem, ce frumusețe avem aici. Și în primul rând vreau să mulțumesc echipei care ne-au ajutat să facem aici. Suntem mai multe sate aici, dar aici nu suntem numai sate. Suntem tot enoriașii care facem parte din biserica asta aici și nu numai. Cei care au reușit să atragă atenția tuturor oamenilor au fost mumârlani îmbrăcați cum se cuvine în portul tradițional. Încă una. Hai. Acest port reprezintă foarte mult, deoarece e foarte vechi. L-am de la mama, bunica, e din moș strămoș cum ar veni. Și este mândrie pentru mine să-l îmbrac de câte ori am ocazia, cu toate că ocaziile sunt tot mai puține. Pentru că astfel de nedei, astfel de sărbători nu prea se mai țin în vale, decât la Paște, la Crăciun și când avem câte ocazie din aceasta specială. Portul ăsta noi l-am moștenit, ăsta e portul nostru de aici. Bătrânii spuneau că vine de pe timpul dacilor, mai bineînțeles, nu erau așa migălele atunci, erau cămașa albă cu negru. Noi le-am moștenit, femeile noastre le fac, mai greu un pic cu ceea că undeva se făcea în zona Sibiului și nu mai sunt oameni de aia, dar sperăm să lăsăm, e un port extraordinar de frumos. Așa cum zicea Părintele Pătrașcu, Dumnezeu să le ierte odată, după slujbă, asta nu-i pomană, să înțelegem bine, asta e o agapă frățească, așa se numește, pentru că toți, după slujbă, ia să ieși și luăm toți din asta, e mâncarea noastră tradițională, care numai în Valea Julii se găsește, varza asta, ciorba de oaie, sau zama de oaie, cum zice, sau tocana de oaie, și păsatul ăsta, care e ceva unic în România, nu numai sau și în Europa. Da, să știi că îl îmbrac cu mare drag, pentru că sunt foarte vechi, au zeci de ani. Acest costum în mare parte e făcut de bunica mea, mai mult asta e ciupeagul ei, este confecționat din mai multe elemente, pot să zic și din ce e alcătuit. Este alcătuit din ciupag, din laibăr, din poale și cătrințe sau șorțuri. A fost cusut cu mare trudă, pentru că pe vremuri nu aveau atâtea materiale la dispoziție ca acum, sau, nu știu, lumină, coseala la gura sobei, după o zi întreagă de muncă, și îl port cu mare drag. Și îmi îmbrac copiii de câte ori am ocazia, sau eu, chiar sunt foarte mândră că sunt mumârlancă și că avem aceste costume minunate.
Primarul municipiului Petroșani Tiberiu Iacob Riții a fost prezent alături de localnici și s-a bucurat că încă există oameni care păstrează tradițiile momârlănești. Practic este și hramul bisericii, dar totodată este și nedeea băștinașilor din această zonă, a momârlanilor noștri. Sunt activități care, din fericire, se păstrează și încă sunt foarte autentice, ceea ce ne dorim foarte mult, atât ceea ce înseamnă mâncarea, dar și obiceiurile și costumele tradiționale. Această tradiție să fie transmisă mai departe generațiilor viitoare. Mă bucur că sunt foarte mulți copii prezenți astăzi aici și, de asemenea, sunt îmbrăcați în costume populare. Preoții au subliniat importanța sărbătorii Sfinților Constantin și Elena. O zi de mare bucurie pentru parohia Livezen 2, pentru că astăzi prăznuim pe Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena, așa cum sunt numiți de către biserică, întocmai cu apostolii. Deși nu au suferit ostenelile, chinurile, mersul pe jos și toate celelalte lucruri grele de purtat, prin pilda vieții lor, Sfinții Împărați au schimbat voința păcătoasă a multor popoare într-o căutare continuă a lui Dumnezeu. Sfântul Împărat Constantin cel Mare a trăit în secolul al III-lea și începutul secolului al IV-lea, a avut o domnie în jurul a 31 de ani de domnie, s-a remarcat în primul rând ca fiind primul împărat creștin, a luptat pentru credința creștină, a mărturisit-o, el a fost și cel care a oprit prigonirile creștinilor prin edictul de la Milan din anul 313, împăratul Constantin cel Mare a declarat credința creștină ca fiind tolerată și acceptată în Imperiul Roman, ceea ce nu era puțin lucru. Închipuiți-vă, el a dăruit biserici din casele de judecată care se numeau bazilee, el le-a transformat în biserică și de aceea avem astăzi denumirea de bazilică atunci când vorbim de Sfânta Biserică. Tot împăratul Constantin cel Mare a facilitat multe drepturi bisericii, chiar i-a scutit pe episcop, pe preos de foarte multe dări, a dat foarte multe cadouri, a înzestrat biserici cu podoabe foarte frumoase, a ridicat biserici. Și tot de la împăratul Constantin cel Mare, din anul 321, noi creștinii ținem ziua de duminică ca fiind ziua cu cea mai mare însemnătate pentru creștini, pentru că atunci a înviat Hristos și învierea lui Hristos este cel mai important lucru și cel mai semnificativ din punct de vedere creștinește. Și prin învierea lui Hristos, încă o dată se atestă că și morții noștri vor învia. Și tot Sfântul Împărat Constantin cel Mare, prin truda lui, în anul 325, a convocat primul sinod ecumenic și acolo s-a luptat contra arianismului, acea erezie în care spunea că Iisus Hristos nu este Dumnezeu, ci doar un om mai deosebit decât ceilalți oameni. Și dacă vorbim de împăratul Constantin, nu putem uita și de aspectul că el, în anul 330, mută capitala Imperiului Roman în orașul Constantinopol, unde timp de 1000 de ani această capitală va fi până atunci când turcii se năpăstuiesc asupra ei și în stăpânire, va fi capitala creștină și de acolo noi, cei de astăzi, am primit tradiția liturgică și multe învățături. Și tot la primul sinod ecumenic, împăratul Constantin a fixat primele 8 articole din crez, crezul pe care fiecare dintre noi îl cunoaște și îl rostim și cumva este un rezumat al întregii noastre credințe. În cealaltă ordine de idei, împărăteasa Elena s-a distins printr-o viață curată, trăia foarte simplu. Istoricul Eusebiu de Cezarea spunea că ea se îmbrăca simplu și modest, deși era înconjurată de foarte multă lume și arăta o bunătate și o milă desăvârșită. Chiar ea este prima femeie din istorie care n-a mai acceptat să fie înconjurată de sclavi și a luptat cumva contra luxului și a opulenței, arătând că această viață este trecătoare și că fiecare suntem egali. Împărăteasa Elena este cea care a găsit lemnul Sfintei Cruci pe muntele Golgota. Ea este prima, împreună cu împăratul Constantin, care a zidit Biserica Sfântului Mormânt și multe alte biserici. De aceea, Sfinții Împărați rămân pe
pentru noi modele demne de urma, prin mărturisirea lor de credință într-o lume păgână, prin iubirea lor față de Dumnezeu și ne învață și pe noi, pe fiecare, ne învață să îl mărturisim pe Dumnezeu și să-L iubim sincer, așa cum au făcut-o ei. Dezastru într-un bloc din municipiul Vulcan. Oamenii susțin că apartamentele sunt pur și simplu vandalizate, autorii fiind deocamdată necunoscuți. Potrivit locatarilor, problemele au început cu aproximativ un an în urmă, când pentru prima oară s-au mai întâmplat astfel de acțiuni. Uitați ce-o mai rămas, eu am avut de tot aici, de toate am avut. Frigider, pat, masă, ghiuvetă, tot mi-o luat, și perdelele mi-o luat. Au fost furat din gasonieră toate bunurile care le-am adus eu de la apartament, de la mine. În caz de perdele, fețe de masă, lenjerii, frigider, televizor, a furat patul, a stricat totul ce este în baie, candelabru, deci gasoniera asta a fost pusă la punct. Dar acum nu mai este nimic, au fost toată pusă la punct, nu mai are nimica. Cel cu sir și perdeaua care este la geam. Acum vreo 8 luni, mi-o spart ușa, am schimbat-o, am sesizat poliția, am depus plângere, am schimbat-o și în decembrie, după ce am schimbat-o, la 2 săptămâni, în halul care e. Și de atunci tot schimb la lacăte, la ele, de... Norocul meu că nu a putut să pătrundă înăuntru, sau poate o pătrund, dar am venit eu, că o bine zilnic pe aici trec. O singură dată mi-a intrat, în o reușit, mi-a intrat înăuntru și am găsit toate hainele care am eu de-a copiilor, mai micuțe, ca cel țin aici, le-am găsit răsunate pe jos. De frică, locatarii menționează că nu mai locuiesc în aceste apartamente, fiind nevoiți să își caute un alt domiciliu. Oamenii au solicitat ajutorul poliției, care ulterior nu ar fi reușit să-i găsească pe cei vinovați de furturi. Am anunțat poliția, văd că nu face nicio problemă, văd că. A fost poliția, a făcut poze, a intrat înăuntru și rest de aici nimic. A zis că ne sună și nu s-a mai întâmplat nimic. Locatarii susțin că nu cunosc persoanele care sistematic le fură și le distrug bunurile. Nu știu că eu dacă nu stau aici și mai mult stau la A5, nu știu care este și cine sparge gasunerele aici. Nu știu nimic. Nu știu. Fac și eu cum zice poliția, arată-mi să ți-l arăt. Oamenii consideră că dreptatea nu e de partea lor, iar zilnic poate fi observat cum blocul în care sunt domiciliați devine din ce în ce mai pustiu și degradat. Psihologii sunt îngrijorați de numărul mare de evenimente și accidente rutiere din țara noastră. Aceștia afirmă că pe lângă problemele legate de infrastructură, nu se pune accent suficient pe educația și formarea viitorilor șoferi înainte de a avea dreptul de a conduce. Conform mai multor statistici oficiale, când facem referire la accidente rutiere mortale, România este fruntașă. Comparativ în alte țări din Uniunea Europeană, situația este mai bună, numărul deceselor provocate de accidente rutiere fiind mai scăzut. Psihologii spun că în întreg sistemul se simte nevoia de îmbunătățiri. Ultimele statistici care le-am studiat pe site-urile Uniunii Europene arată faptul că suntem în continuare țara cu cele mai multe accidente mortale la milionul de locuitori. Practic noi avem 84, undeva acolo se învârte numărul de accidente mortale la milionul de locuitori, pe când media în Uniunea Europeană este de 42 de decese la milionul de locuitori. Deci, din punctul acesta de vedere, stăm prost, în contextul în care în Uniunea Europeană, în ultimii 10 ani, numărul accidentelor mortale a scăzut cu aproximativ 36%. Deci dacă este să comparăm 2010 cu 2020, să zicem așa, avem cu 36% mai puține accidente mortale pe drumurile, pe șoselele din Uniunea Europeană, doar că noi ca țară nu contribuim foarte mult la această scădere și asta ne face să ne punem semne de întrebare vis-a-vis de ce facem noi pentru a scădea acest număr de accidente mortale. Pentru că vorbim în primul rând de accidentele mortale, ele fiind
cele care sunt mai importante. Dacă se îndoaie mașina, nu e o problemă foarte, foarte mare, însă dacă accidentul duce la pierderea de vieți omenești, atunci sigur că e tragic. Sigur, sunt mulți factori, că la noi în țară sunt, din punctul meu de vedere, întregul sistem trebuie regândit, pornind de la educația rutieră care se efectuează în școli, care zic eu că nu este suficientă, continuând cu felul în care se desfășoară pregătirea pentru obținerea permisului în școlile de șoferi, și aici sunt incluși și cei care fac inclusiv evaluări psihologice pentru obținerea permisului. Mergând mai departe pe această linie și vorbind despre felul în care poliția își face treaba în a preveni producerea unor astfel de accidente grave, și sigur putem să ajungem și la infrastructură, la felul în care sunt semnalizate drumurile din România, la parcul auto, cât este el de vechi, câte mașini noi ajung în fiecare an pe străzile din România și câte sunt vechi cu probleme, la felul în care se fac verificările tehnice periodice ale mașinilor. Toate astea contribuie într-o bună măsură, aș zice eu, la această situație, de fapt, la faptul că suntem, statistic vorbind, într-un loc nu foarte bun. Printre principalele probleme de care se lovesc psihologii în procesul de atestare se numără și dezinteresul oamenilor legat de importanța formării și cunoașterii unui fundament psihologic înainte de a deveni șoferi. Practic, foarte mulți dintre cei care ne trec pragul pentru obținerea permisului de conducere cred de fapt că evaluarea psihologică este doar o formalitate. Și nu numai, chiar și cei care ar trebui să fie implicați în formarea lor ca șoferi, aici mă refer la instructori, chiar și la autorități, nu știu exact ce înseamnă sau ce presupune evaluarea psihologică pentru obținerea permisului de conducere, dacă este să ne referim strict la aceasta. Și noi întotdeauna aici la cabinet încercăm să le explicăm că acesta, momentul când se face această evaluare psihologică, este un prilej bun pentru a te cunoaște, pentru a ști locul de unde pleci în acest proces de formare, de educare și cât de departe ești de stare, o situație care să-ți permită să evoluezi în trafic, să înveți condus în prima instanță și să evoluezi ulterior în trafic în condiții de siguranță. Se fac hârtii, practic asta așteaptă oamenii de la evaluare, ori nu se întâmplă lucrurile chiar așa. Evaluarea psihologică presupune un set de teste, de probe psihologice aplicate, presupune o discuție cu psihologul la sfârșit, în care primești un feedback vis-a-vis de lucrurile care sunt bune, lucrurile care sunt mai puțin bune și dacă trebuiesc ele corectate. Practic, am făcut o statistică la un anumit moment, pe câteva luni de zile, avem așa cam 1-2 cazuri de inaptitudine la 100 de evaluări. Există 2-3 persoane din 10 pleacă de la cabinetul psihologic cu o serie de recomandări, iar restul sunt avize de apt, cum ar veni, asta însemnând că nu au probleme deosebite în a învăța și a practica ulterior condus. Aceste recomandări sunt făcute, la cei care li se oferă recomandări, sunt făcute tocmai în ideea de a corecta acele lucruri care ar putea să-i pună în situație de risc sau ar putea să le împiedice formarea la un nivel bun. Iar ei nu se uită, sunt situații în care nici nu se uită practic pe avizul psihologic să vadă ce scrie acolo. Deci stăm prost și din punct de vedere al acestei educații și, v-am spus, toți contribuim la lucrul acesta. E foarte important pentru mine să le transmit celor care vin la evaluarea psihologică faptul că, sigur că
a fi șofer nu e o chestie foarte, foarte dificil de realizat. E, în general, accesibilă majorității oamenilor, însă a fi șofer foarte bun presupune ceva mai mult de atât. A fi șofer bun, nu neapărat foarte bun, presupune ceva mai mult de atât. E ca la școală, dacă vreți, adică și cel care ia nota 5 trece clasa și cel care ia 10 trece clasa, numai că e o diferență între cel care ia nota 5 și cel care ia nota 10 din punct de vedere al cunoștințelor, nu? Deși ploile au făcut ravagii în întreaga Europa, specialiștii afirmă că în Valea Julii nu trebuie să avem motive de îngrijorare. Precipitațiile abundente persistă, însă specialiștii Sistemului Hidrotehnic Independent Petroșani afirmă că nu există riscul producerii unor inundații. E adevărat, în ultimele 3 zile, ca să zic așa, în perioada 16-19 mai, în Valea Julii s-au înregistrat cantități de precipitații variabile de la 27 la 40 de litri pe metru pătrat, fapt care a dus la creșterea anumitor râuri și cu prioritatea și consemna Jiețu, care a avut o creștere de 50 de centimetri, 52 de centimetri, de asemenea Jiu de Vest undeva la 36 de centimetri, iar Jiu de Est 28 de centimetri la Petroșani. Sigur că nu au fost probleme semnalate, debitele sunt peste media multianuală, dar nu am avut cote de atenție și nu s-au înregistrat probleme. La barajul Valea de Pești, la acumularea Valea de Pești, avem nivelul subnormal cu 3 metri. Sigur a fost și aici o creștere de 60 cm în ultimele 3 zile, dar, cum vă spuneam, nu sunt probleme. Cei care gestionează sistemul hidrotehnic admit că nivelul apelor este mult mai mare comparativ cu perioada similară a anului precedent. Debitele sunt mai mari ca anul trecut în aceeași perioadă raportat la ce a fost atunci. Se întâmplă următorul fenomen. Și pe fondul de topire a zăpezilor, chiar dacă precipitațiile nu sunt foarte mari cantitativ, cum spuneam, până la 37 de litri pe metru pătrat, dar pe fondul topirii zăpezilor au loc aceste creșteri care zic eu că nu sunt alarmante la ora asta și sunt chiar benefice pentru cursurile de apă din Valea Julii. Astăzi, la nivelul județului Hunedoara, este valabil un cod portocaliu de inundații. Potrivit hidrologilor, acesta se poate manifesta prin descărcări electrice, averse torențiale, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!